Bună, bună, bună și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi o punem de un haul de vară pentru că a venit sezonul și zilele trecute Taiga a zis hai să dăm o fugă până la mall că vreau să-mi găsesc niște cămăși hawaiene și niște pantaloni scurți. Bine a picat pentru că și eu eram în căutare de rochițe, îmi caut rochițe în stilul celei pe care o port astăzi, adică rochițe scurte și foarte fluide. Din păcate la mall nu prea am avut noroc pentru că hainele care sunt acum în tendințe, parcă mie nu mi se potrivesc și ce am găsit rochițe erau din acelea satinate și foarte, foarte pe corp. Și v-am mai spus eu nu port ceva doar pentru că acel ceva e în tendințe, ci acel ceva trebuie să mi se potrivească 100%, pentru că dacă nu fac asta și dacă mai au doar după tendințe, atunci haina o să mă poarte pe mine și nu eu o să port haina. Asta e poezia mea pe care cred că v-am tot spus-o la fiecare haul pe care l-am făcut și la fiecare video despre fashion și modă, dar e de ținut minte pentru că de multe ori uităm și ajungem să ne cumpărăm ceva doar pentru că am văzut în dreapta și în stânga și apoi acel ceva nu o să aibă o viață lungă în garderoba noastră. Și cum la mall nu prea am avut noroc, am zis hai să intrăm și prin outlet-uri. Am profitat un pic de faptul că și Taiga era pus pe shopping, că dacă e să îmi caut doar pentru mine, nu îmi place să-l țin pe lângă mine, mă simt așa presată, cu toate că el are foarte, foarte multă răbdare, dar nu mă simt eu bine. Fie mergem la shopping împreună pentru că ne căutăm amândoi câte ceva, fie mergem pe fugă, intru eu la sigur, îmi iau ceva ce-am văzut online sau intru să probez ceva ce-am văzut online și aia e. Nu îmi place să-l fac să aștepte și asta e un lucru bun. La outlet-uri eu am avut mai mult noroc decât Taiga pentru că am avut de unde să aleg și am găsit câteva rochițe. Și hai că mă opresc din vorbit și începem cu hainele pe care le-am găsit în mall. Am găsit și acolo câteva piese, cred că le-ați văzut la mine pe Instagram pentru că în ziua respectivă nu am luat camera de vlog cu mine și v-am luat cu mine la cumpărături pe Insta Story. Am văzut și părerile și preferințele voastre și cred că ăsta e un motiv pentru care îmi place să fac poluri, pentru că parcă ajung să vă cunosc mai bine. Avem aici pungă în pungă. Taiga avea două pungi pline, eu am găsit trei piese. Începem cu tricoul ăsta, pe care l-am găsit la bărbați. Dacă am stat mai mult pe lângă Taiga, hai vino să-ți arăt ce părere ai de cămașa asta, ce părere ai de bluza asta. Am găsit și eu ceva la bărbați. Un tricou este S, bineînțeles că pentru mine vine așa oversize și vă dați seama de ce l-am luat nou, pentru că în primul rând avem aici Tom & Jerry, deci dacă eu găsesc un tricou cu desenele copilăriei mele, nu mă pot abține să nu-mi cumpăr acel tricou. E foarte ușor la mine și în plus avem și aici scris în japoneză, scrie arigato. Uitați, arigato, arigato. Și arigato în japoneză înseamnă mulțumesc. Mie tricourile oversized mi se par foarte versatile pentru că putem să le purtăm ca atare peste niște pantaloni tot așa mai largi și relaxați, cu ceva crocs în picioare, dacă tot sunt cu crocs-i în ultima perioadă, vai ce dubios sună crocs-i, dar știți că cu 2 ani n-aș fi purtat crocs nici în ruptul capului, dar asta până când am găsit această pereche cu platformă care părea așa, altceva. Și uite că ea a început să poarte crocs, așa că nu o să mai spun niciodată, pentru că niciodată nu se știe ce o să fie pe viitor și cum te schimbi. Pe acesta nu-l mai probez, că vă dați seama așa mare de el, dar următoarea combinație chiar vreau să o pun pe mine pentru că n-am apucat să probez și sunt curioasă dacă e de păstrat sau dacă e de dus înapoi, retur. Începem cu pantalonii, că pe aceștia nu vi-am arătat pe Instagram. Sunt niște pantaloni foarte largi. Eu am niște pantaloni în stilul ăstora de vreo 3-4 ani. Sunt niște pantaloni albi și chiar am căutat pantaloni cu aceeași croială și acum uitați că am găsit. Sper doar să-mi vină la fel de bine ca cei pe care i-am. Ăsta a și fost motivul pentru care i-am luat, că nu eram în căutare de pantaloni, că pantaloni am o grămadă în garderobă, dar în culoarea asta nu aveam, un lime foarte drăguț de vară. Ei în magazin aveau și sacou, dar n-am luat sacou, că nu o să port pe vară sacou și culoarea asta cu siguranță nu o să port toamna sau iarna, poate primăvara, dar eu știu cum mai schimb până la primăvară, așa că am zis că mai bine nu, dar am luat acest top corset, bun, au căzut pantalonii, dar e ok, un top
cu floricele și dintr-un material satinat. Pe acesta vi l-am arătat pe Instagram și a primit multă iubire din partea voastră. E de la Bershka, ambele piese sunt de la Bershka. Ia, hai să le pun pe mine, pentru că altfel le vedem și altfel ne dăm seama de ele. Cred că am stat 10 minute să pun topul ăsta pe mine, că sunt singura acasă și n-avea cine să mă ajute să-l trag și rămăsese blocat. M-am chinuit o grămadă cu el și asta pentru că nu are fermoar. Pentru asta îi dau un mare, mare minus. Dar el așa vine superb și mi-accentuează talia, mi-o face așa ca de viespe. Aici la sân vine un pic dubios, dar o să o iau cu un sutien și atunci o să se mai așeze, sper eu, dacă nu pot să o prind cumva. Bine, problema e că dacă o iau cu sutien, clar nu mai intră pe mine. E un top de ăla cu care te chinui. Pantalonii îmi sunt un pic mari în talie. Ei sunt mărimea 34, dar dacă aș fi luat mărimea 32, atunci m-ar fi strâns pe coapsă și pantalonii ăștia sunt făcuți să vină așa mai largi și să-ți ofere un pic de volum în partea de jos. Ca și combinație, cred că e ce trebuie. Am avut un ochi bun atunci când le-am pus cap la cap în magazin. Și cred că asta o să port la un eveniment. Am un eveniment, cred că peste vreo 10 zile în București și o petrecere într-o grădină și ținuta asta chiar e din filmul ăla. Vedem, cred că pantalonii ăștia îmi plac și nu-mi plac. Nu-mi place faptul că sunt dintr-un material foarte transparent și nu-mi place cum se face materialul aici în față. Croiala pantalonilor mei albi e mult mai faină și materialul are mai multă textură și pică așa cum trebuie. Ăștia parcă se duc în toate părțile, nu știu, n-am nicio treabă. Dar merg cu niște sandale înalte, poate pot să pun ceva o curea, aici ceva foarte, foarte subțire care să atârne. Da, de simțit bine, nu știu dacă mă simt bine în pantalonii ăștia, pentru că simt că ei tot cad. Și crop topul ăsta mă strânge, dar știți cum se zice, baba suferă la frumusețe, nu? Că așa îmi tot spunea tata de fiecare dată când îmi făcea un palmier. Eu mă plângeam, nu mai vreau, nu-mi face părul, nu, nu, nu. Și tata era, baba suferă la frumusețe. Chiar vorba asta din bătrân, oare de unde o fi pornit? Ok, și cam atât de la mall, atât am găsit. O să păstrez toate piesele, aștept să-mi spuneți ce părere aveți de această combinație și dacă voi considerați că pot lua această ținută la o petrecere într-o grădină. Continuăm cu hainele de la outlet. Problema e că nu știu dacă mai pot să-mi dau topul ăsta jos. Hai să vă arăt ce și-a luat taica. Deci el a găsit ceva la outlet, niște pantaloni scurți. Îmi place culoarea, e o culoare pe care parcă nu o vezi peste tot. Cu buzunare, na, cum poartă el. Dacă l-ați mai ochit prin vlogurile mele vara, ați văzut că genul ăsta de pantaloni poartă foarte des. Și înainte de a mă chinui cu topul, vreau să pun pe mine această cămașă. E o cămașă satinată de la Zara și vă dați seama că am luat-o pentru că e cu tigri. Taiga este născut în anul tigrului. Și de fiecare dată când văd ceva așa mai drăguț, cu un tigru, iau acel ceva, acea piesă vestimentară. Ia stai să mă uit și eu la oglindă. Hai să schimbăm și în loc de pantalonii ăștia, spun niște blugi. Am vrut să vă arăt cum vine topul ăsta cu o pereche de blugi. Foarte mult îmi place combinația. Trebuie să-mi pun și eu tape pe boobies, că am învățat de la Madi. O să-mi comand de pe Shein. Și cam așa asta. E fluidă, e mărimea S, dacă nu mă înșel, așa că ea e făcută să fie oversized. Și o pot purta desfăcută cu un crop top, poate nu chiar cu ăsta, cu un alb simplu, sau o pot închide. Și atunci am așa o ținută foarte relaxată, cu o pereche de balerini albi, cu o geantă albă și aia sunt. Dar îmi place mult, am nimerit bine și a fost 50 de lei. Deci la outlet-urile astea ai niște prețuri bombă. Am intrat și în câteva second-uri, dar am ajuns la concluzia că second-urile de aici au prețuri de outlet-uri. N-am fost multe, nu zic că toate sunt așa, dar am fost la Humana și acolo o rochiță e 60 de lei și de la outlet-ul e cu 70 de lei. Adică e o diferență mică, mult prea mică. Cred că am auzit ușa. Oare vine Taiga? Mă ajută și pe mine cu bluza asta. S-a dus ea pe Mira de la școală, din excursie, de fapt, și astăzi
nu era ea foarte încântată să meargă în excursia asta, pentru că s-au dus într-un parc de aventură și Mirei e foarte frică să se cațere, e frică să nu cadă, să nu știu ce, și le-am spus să nu o forțeze, dacă nu vrea, atunci nu se duce și aia e. Au băgat costume de baie la outlet-uri și l-am găsit pe acesta alb cu volanul ăsta mare, mare în față, atât de mult mi-a plăcut. E foarte, foarte decoltat, dar eu l-am luat în ideea că îl pot purta atât drept costum de baie când merg undeva la plajă, la mare și așa mai departe, dar îl pot lua și cu o pereche de blugi. Ia, hai să încercăm să vedem exact cum vine și dacă am gândit bine sau nu. Problema e cu ăsta. Îl dau jos, nu-l dau jos, îmi iese, nu-mi iese. Cred că o să-l pătesc de fond de ten, pentru că nu am cum. Dacă puneau și aici un fermoar, ce bine era. Vai, deci mi se pare absolut superb! Mai ales în combinația asta, el ca și costum de baie nu prea îmi place, nu îmi place cum vine în partea de jos, că e un pic lărguț, pe aici, pe acolo, parcă mi-intră în fund, pare și destul de transparent, pare genul ăla de costum de baie, cu care dacă intri în apă, când ai ieșit, îți arăți tot, dar așa cu blugi, wow! Și spatele, uitați! E superb și are volum și nici n-ai zice că e un costum de baie, nu-i așa? Și îmi place tăietura asta pe care o face în față, pentru că se duce cumva aici, la talie, și îți pune cumva accentul, zici că sunt o clepsidră. Mult de tot îmi place. Vai, l-am ochit bine. Și chiar l-am luat pe ultima sută de metri, că era acolo la casă, Dita mai cutia cu costume de baie și am dat așa repede, l-am văzut, am zis, hai că-l pun și pe ăsta, e mărimea S, merge, probabil că de aceea am eu un pic mare în partea de jos, că e S. Și vine mare cumva pe talie, nu știu cum să vă zic, dar dacă iau costumul ăsta de baie cu pantalon cu talie înaltă, ascund faptul că nu vine el super pe corp. Ce părere aveți? Uai, eu nu l-aș mai da jos. Mă simt ca o păpușă, nu știu, mă simt așa foarte fancy, îmbrăcată așa, cu toate că n-are nimic. Wow, e un costum de baie, nu? Pe care am de gând să-l port pe afară, ca atare. Putea să fie o altă variantă pentru petrecerea în grădină. Blugi, cu ceva așa înalt, bum, și cu topul ăsta, și cu o geantă albă, sau cu un coșuleț, ceva împletit. Care vă place mai mult, ținuta asta? Sau ținuta prezentată un pic mai devreme. Și dacă tot am blugi pe mine, hai să pun repede și tricoul ăla cu Tom & Jerry ca să vă dați seama de mărimi, că până la urmă e un tricou luat de la bărbați și altfel îl vedeți pe mine. O secundă că m-am ciufulit. Cam atât de larg e acest tricou și, cum vă spuneam și mai devreme, poate fi purtat peste pantaloni sau băgat cumva în pantaloni și lăsat să atârne într-o parte. Ambele variante merg. Bun. Și acum continuăm cu topuri. Dacă tot am blugi pe mine, hai să luăm toate topurile la mână. Să văd ce mai am aici, că nu mai țin minte, că am intrat în două magazine Stop Boutique și am înțeles că mai e unul foarte, foarte mare. Dar la ăla încă n-am ajuns, că e un pic mai departe de centru și trebuie să mergem cu mașina. I-am luat și Mirei două tricouri, acesta, cu cățeluși. Zici că e Tora. Știți că noi am avut șarpeiul Tora și asta verde, tot așa cu volănașe, uite, putem să ne îmbrăcăm aproape la fel. Eu îmi iau costumul de baie alb cu volănașe și mi-era așa topul ăsta cu volănașe. Tricourile pentru copii la outlet sunt 30 de lei și sunt de la Zara și ăsta tot 30 de lei a fost. Au un preț oarecum standard, din câte am văzut. Rochițele sunt 60-70 de lei, tricourile pentru copii 30 de lei, topurile pentru adulți sunt 30-35 de lei. La blugi nu prea m-am uitat, nu știu să vă spun exact cât sunt blugii, dar au niște prețuri bune, pentru că eu țin minte că în București am intrat la câteva outlet-uri și de atunci n-am mai fost tentată să intru în outlet-uri pentru că aveau prețuri foarte ridicate, aveau prețuri aproape la fel cu prețurile din magazine. Și am zis, ce rost are să-mi iau de la outlet dacă pot să merg să-mi iau ceva din noua colecție la același preț, nu? Dar în Cluj se pare că prețurile sunt mai mici și au și stoc foarte mare, pentru că am întrebat-o pe doamna de la Stop Boutique și mi-a zis că în fiecare zi bagă produse noi. Aduc din depozit și
dacă vii în fiecare zi, atunci în fiecare zi ai șansa să găsești ceva nou. Asta e o informație pe care n-ar fi trebuit să o știu. Și uitați ce vă spuneam, tricou de la Bershka pentru adulți, 35 de lei. Este un tricou crop top și mi-a plăcut foarte mult motivul, pentru că avem peisaj japonez. L-am văzut acolo, am zis ok, crop top, e cu Japonia, tu vii la mine. Avem bonsai, avem așa casă în stil japonez. Ia uitați, detaliile sunt superbe și avem și un tigru. Și așa vine acest tricou. Taiga când l-a văzut m-a întrebat, dar e pentru adulți sau pentru copii? L-a văzut așa scurt și mic și zic, nu Taiga, e pentru adulți, dar e crop top. Îmi place mult cum vine cu blugi și e un tricou care cu siguranță o să aibă o viață lungă în garderoba mea. Așa ați văzut, am fost și mi-am făcut unghiile, m-am întors la semi, am avut eu ce am avut de mi s-a pus pata și am zis vreau să încerc să am unghiile lungi și mi le-am făcut slim, dar mi-am dat seama că nu-s pentru mine, parcă mă uitam la mâinile mele și nu erau mâinile mele, așa m-am simțit. Și asta este o cămașă pe care Taiga și-a luat-o, tot de la outlet, dar ea e de la Bershka și a fost 55 de lei. O pun pe mine că, cine știe, poate o mai fur și eu din când în când. Îmi place că e cumva petrecut ăsta, să văd cum se închide. Se închide așa ca un kimono. Uitați, așa vine. Chiar te duce cu gândul la un haori, acea jachetă care se ia peste kimono. Și mi-a plăcut și culoarea. Când m-a chemat Taiga la cabina de probă și am văzut că mașa asta pe el, am zis ia-o, că s-ar putea să o mai împrumut și eu. Fac ce fac și mai iau câte ceva din garderoba lui Taiga. Împărțim. Dar vine bine. Și cu niște sneakers în zilele alea, când am chef să-mi arăt formele, e ce trebuie. Dacă mă simt mai balonată, bum, am luat ceva de la Taiga și am pitit burta umflată. Eu am problema asta de mă balonez foarte, foarte ușor și încă n-am găsit de la ce. S-ar putea să fie de la lactate, dar nu pot să stau fără să mănânc lactate, mai ales acum vara, o brânzică cu niște roșii, e ce trebuie. Ia și hai să vedem și în bluza de aici, pentru că dacă țin eu bine minte, mai avem un top rămas, tot un crop top, pentru că tricouri largi, tricouri simple, tot am, dar crop top-uri nu prea mai aveam și mă uit după preț. E de la Zara și în outlet a fost 30 de lei. Sper să fie ok, că e mărimea S, ar putea să-mi fie un pic mare aici pe lateral, dar imediat îl pun pe mine și vedem. Mi-a plăcut culoarea și am impresia că am văzut ceva de genul la Madi, dar nu mai țin minte exact. Și înainte de a-l pune pe mine, vreau să vă arăt că ăsta are fermoar, așa ar fi trebuit să aibă și cel de la Bershka. Altă viață. E ce trebuie, nu e mare, trebuie să mai strâng eu fundițele de aici, pentru că acum pică breteaua, dar așa el vine superb și îmi place în combinație cu blugi, mai ales blugi cu talie înaltă, cu fustițe tot așa cu talie înaltă. O să abuzez de acest top în această vară, era să zic primăvară, nu știu de ce mă gândesc la primăvară, că mai devreme am vorbit cu Taiga că ne-ar plăcea să locuim undeva unde e tot anul primăvară. Haideți să trecem mai departe, și anume la rochițe. Nu m-am putut abține și iar mi-am luat o roche lungă. Faza e că eu am avut o roche aproape la fel ca și asta, dar era foarte transparentă și din acest motiv nu prea am purtat-o. Și acum, când am văzut rochița aceasta în outlet, am zis ok, hai că te probez. Dacă ești transparentă, nu te iau acasă. Dacă nu ești transparentă, te iau acasă. Faza e că materialul ăsta e cumva dublat și de aceea nu se vede nimic prin el. Și are și buzunare, dar e mare, lungă și largă, cum purta ea. Cum încă mai poartă din când în când. E foarte, foarte șifonată, dar ignorați asta, că oricum trebuie să le bag pe toate la spălat. Vreau să vedeți modelul, faptul că e un pic mai scurtă în față și mai lungă în spate. Și la fel e o roche pe care o pot purta fie cu niște sneakers albi, fie cu niște sandale. Și bun, gata ținută. Îmi plac rochițele, eu mai repede pun rochițe decât pantaloni, mai ales pantaloni scurți. Nu prea port, dar ce credeți, mi-am luat ceva, mi-am luat o salopetă și eu nu sunt cu salopetele,
pentru că, nu știu, parcă nu mă simt bine în ele, dar asta mi-a plăcut prea mult și n-am putut să o las în magazin. Încă un lucru, rochița asta e de la Zara, probabil e dintr-o colecție trecută, de anul trecut sau de acum 2 ani, că pe atunci erau rochițe din acestea foarte fluide magazine și zic că e ce trebuie, cel puțin pentru mine. Parcă strigă ea atunci când o vezi. Și asta este salopeta. Mi-a plăcut foarte mult partea de sus, e așa ca un corset cu pantaloni scurți și mi-a plăcut și culoarea, dar acum nu știu dacă o să mă simt bine în ea, că n-am probat-o până acum. Partea bună e că la outleturile astea poți merge să schimbi produsul, asta dacă nu dai eticheta jos și păstrezi bonul. Nu poți returna produsul, dar poți să-ți iei altceva în loc. Și așa nu mai stai să probezi în magazin, vii acasă, probezi tu cu încălțările tale, cu ținutele tale, cu combinațiile tale și apoi dacă decizi că nu-ți place, te duci și schimbi cu altceva. Ok, hai să punem această salopetă pe mine. Am emoții un pic, pentru că eu nu port salopete. Îmi place foarte mult partea de sus, dar acum mi-am adus aminte de ce nu-mi plăceau mie salopetele și anume pentru că mă simt de parcă am un diaper aici. Și bine că nici n-am eu picioare perfecte, adică am celulită, am vergeturi, dar asta sunt până la urmă, un lucru normal. Uitați-vă și spatele cum e. Eu am legat cumva șnurul ăsta pe trecut și l-am adus și în față, pot să le și doar la spate, dar am zis să vină așa cu un mic accent de corset. La sâni, bine, bine. Nu, e frumoasă, dar trebuie să mă obișnuiesc eu cu ideea de diaper, cu ideea de salopetă. Am mai purtat ceva acum vreo 2 ani în Japonia, pentru că era mult prea cald și n-aveai cum să porți ceva mult prea voluminos sau ceva, trebuia ceva ușor și știu că atunci am simțit pentru prima dată treaba asta. Dar îmi place, sincer, chiar îmi place. Parcă nu mă face nici gras aici în partea de jos. E ok. Da, îmi place. Îmi place mult. Voi ce ziceți? Vine dubios aici în față. Stai să țin picioarele să nu mă mai cărcănez. Vedeți? Aici. Bun. Cum se strânge materialul. Și când merg, hai să fac 2 pași înainte, 2 pași înapoi, 3 pași, 3 pași. Au venit copiii mei de la școală. Ce faci, mami? Ai fost plouată astăzi în excursie? Ai fost plouată? Nu ți-a dat papi umbrela dimineață? Ok, și trecem la următorul produs. Eu o să iau și o mică pauză ca să-mi pupăcesc copilul care a venit din excursie și mă întorc la voi. Ia, vino, 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 vino să te vadă. Te vadă toată lumea aici. Ia zi bună! Bună! Cum a fost în excursie? Bine, n-a plouat. A plouat? Te-ai cățărat? Nu. Știam. Știam că nu te-ai cățărat. N-ai vrut nici în partea aia mai joasă să încerci. Nu. Nu? Și ce a zis teacher? Că e ok. Că e ok, așa am zis eu, că e ok. Mamă, uite ce mi-am cumpărat. Ce ți-ai cumpărat? Din banii tăi? De unde ce ți-ai luat asta? Ți-ai luat chipsul? De unde, mami, ți-ai luat eu chips? Păi, din excursie? Am luat și înghețată. Am văzut că ți-ai luat înghețată, că am primit o picture. Ți-ai luat și chips? Mâncăm împreună? Nu. Nu mâncăm împreună, nu vrei să ne uităm la un film să mâncăm și chips? Ce zâmbește Mira. Tutubi, a fost doar... Și am mai găsit ceva din denim și anume această brochiță dreaptă cu spatele gol, care pare tot așa foarte, foarte scurtă. Vreau să o pun pe mine, că nici de asta nu sunt sigură. Eu n-am stat să le provez în magazin, că era dita mai coada și nu prea am răbdare. Dar vedem imediat care-i treaba cu ea. E de la Zara. Mărimea XS. Eu zic că ar trebui să-mi vină. Mă simt ca ea 2014. Așa m-a cunoscut Taiga, purtam haine foarte pe corp. N-ai zice, nu? Dar cred că nu-mi displace. Dar parcă prea arăt totul în ea. Nu-mi dau seama. Îmi place foarte mult spatele cum vine. Dar din față mă simt ușor dubios. Voi ce ziceți? Să stau dreaptă așa frumos. Bun. Frumoasă. Dau seama, poate să o iau cu cămașă peste ca să mă simt mai
a la EA 2022. Unde e cam așa cu tigru, s-o pun pe mine? Așa parcă mă simt mai bine. Dar parcă-i stric tot farmecul, că pită spatele. Cum vă place mai mult, așa? Sau pur și simplu, rochiță? Stai că eu fac aici parada modei. Cum îți place mie mai mult? Cu, nu cu cămașă? Fără cămașă îți place mai mult, nu? Da. Bine că aici se strânge un pic materialul în față. Dar trebuie să o iau totuși cu un sutien. Sau să mai bag un pic din material. Nu-mi dau seama de ce se strânge. Dar spatele e superb. Nu știu ce să zic. Aștept părerea voastră. Mira zice să o țin. Dar nu știu dacă o să o port. O să o port? Unde o să o port eu, mami? Atunci o port eu. O porți tu? Mă țin până te faci tu mare? Asta e planul Mirei. Și am ajuns la ultimul produs, dar nu cel din urmă. O rochiță care sper să-mi vină. E așa cu cutouts. M-a văzut taiga în rochea asta și a zis ok, presimt că nu o să o port. Și adevărul e că mă simt ca un robot în ea. Nu-mi dau seama nici de asta dacă îmi place sau nu. Îmi place cutul din față. Catul din spate nu prea se vede, prea puțin, dar nu știu ce să zic. Voi ce părere aveți? Ia asta să-mi dați un pic mai spate. Îmi place culoarea foarte mult. Așa, ca și model, nu mă deranjează, dar la fel, e ceva ce eu nu prea am mai purtat până acum și de aceea cred că mă simt un pic ciudat în ea. Aseară am trecut pe lângă second-ul ăsta, Family Group, și aveau pe manechin această cămașă. O cămașă în stil hawaian, cum vrea taiga. Și nu doar că e o cămașă în stil hawaian, ci este o cămașă, scrie mare aici, made in Hawaii, USA. Deci e o cămașă de la mama ei. E foarte mare, dar spuneam și cu taiga că pot să o port eu pe post de roche. A luat-o taiga pentru mine. Ca și lungime, e ce trebuie. Ar veni o roche scurtă. Dar stați să o pun pe mine ca să vedem dacă chiar e ce trebuie sau nu. Nu știu de unde am luat vorba asta cu e ce trebuie. Că o folosesc mult prea mult în ultima perioadă și cred că o să devină ușor enervant pentru cei din jurul meu. Că eu nu-mi dau seama. Îmi dau seama atunci când editez că sunt anumite fraze pe care le repet. Hawaii Ea. Asta sunt, e foarte mare și foarte pătrățoasă, dar am adus o curea, un lanț de pus în talie, să încercăm să facem un artificiu, să vedem dacă ne iese sau nu. Să accentuăm un pic talia. Parcă e ceva mai bine. Deci că mi-am pus un halat pe mine, dar nu-mi displace. E așa relaxată de vară. Și mai avem o cămașă, tot made in Hawaii. Tot de la second-ul ăsta, dar este neagră cu floricele. Contrastul ăsta mi-a adus aminte de kimonouri, de kimonourile negre japoneze. Cu asta nu mai probez, că sigur o să vină la fel ca cea pe care o port acum. M-am uitat în oglindă și chiar pare ca o rochiță. N-ai zice că e o cămașă pe care am transformat-o eu în roche și cu siguranță o să o iau la mare, că e din filmul ăla. Poate anul ăsta ajungem și noi la Okinawa, că de când o zicem că mergem și n-am fost, dar acum că o să stăm ceva mai mult în Japonia și prindem și sezonul, poate dăm o fugă. Și gata, cam ăsta a fost haul-ul nostru de vară. Aștept cu nerăbdare să aud care a fost piesa voastră preferată și care a fost acea piesă pe care voi nu ați purta-o nici în ruptul capului. De altfel, vreau să-mi spuneți dacă e vreo piesă care vi se pare că nu mi se potrivește, pentru că eu mă văd într-un fel în oglindă, dar voi o să mă vedeți altfel și poate ceva ce mie nu-mi place, voi o să-mi spuneți, ei, ești nebună, chiar îți vine bine, păstrează-o și poartă-o cu încredere, pentru că e ce trebuie. Și noi ne revedem data viitoare cu un nou vlog. V-am pupăcit, să aveți un weekend cât mai frumos. Și încă un lucru, de acum vlogurile noastre trec pe program de vară, adică o să ne vedem în continuare în fiecare marți și în fiecare vineri, dar nu de la ora 6, ci de la ora 8. Gata, v-am pupăcit! Pa!